am văzut și prima piesă Inopia. Voi anul trecut ați avut foarte multe concerte. Festivalul de la Cernavodă, festivalul de la Predeal, festivalul Dacorum și așa mai departe. Nu le știu nici eu pe toate. Care a fost cel mai tare concert la care ați cântat voi, care v-a impresionat cel mai mult? Bănuiesc care este cel cu lansarea albumului vostru. Și care a fost cel mai prost eveniment la care ați participat? Cel care v-a dezamăgit cel mai mult și de ce? Eu să spun? Personal, fie Dumnezeule. Concertul care m-a impresionat cel mai mult a fost atunci când am cântat în deschidere la Gwydion, care o trupă care m-a marcat prin profesionalismul de care au dat dovadă. Gwydion din Portugalia. Da. Ce să mai, o trupă care știe ce face, o trupă care își cunoaște foarte bine rolul pe care îl are în momentul în care se urcă pe scenă și, indiferent de starea pe care au în acel moment, dau, în momentul când s-au urcat pe scenă, dau tot cea mai bun din ei. Și ca cel mai prost eveniment, nu știu, mi-e foarte greu să spun. Cred că... Hai, fii sincer. Sincer? Nu te aude nimeni. Festivalul de la Cernavodă. De ce? În primul rând, datorită organizării care a lăsat de dorit. În al doilea rând, datorită echipei de sunet, care iarăși a lăsat foarte mult de dorit. Deci cred că a fost concertul la care am avut cea mai lungă probă de sunet ever. Deci cred că dintr-o oră jumate cât am stat pe scenă, o oră și un sfert a durat proba de sunet. Ați avut un avantaj acolo, ați cântat de două ori, ați avut doi într-unul. Nu prea l-aș numi un avantaj, sincer, deci au fost bătăi de cap foarte mari. Nu aș mai repeta experiența, chiar dacă ar fi să, în loc de bine, oră jumătate, să fie două. Bine, am fost și eu la acel festival și știu, a fost de vină și timpul atunci. Probabil, nu contest. La greu. Legat de ce a zis Gomez, la Cernavodă s-a întâmplat un lucru, nu știu cum să spun, a fost o graniță între ceea ce s-a întâmplat pe scenă și ceea ce s-a întâmplat în fața scenei. Pe scenă lucrurile erau destul de încordate, nimeni nu auzea ce cântă, într-adevăr. Aici nu pot să ne, că sonorizarea a încercat, parcă era împotriva noastră, nu doar sonorizarea, ci și vremea. Că la un moment dat cânta Ștefan, era doar jumătate din scenă acoperită, jumătate din tobar, ca să zic așa. Ne-a plouat pe instrumente, ne-am speriat, dar conform unei mari vorbe, show must go on. I-am dat înainte, am cântat cât s-a putut cânta, pentru că din cauza condițiilor meteo, la un dat a trebuit să ne oprim înainte să terminăm concertul. Dar cel mai frumos a fost faptul că publicul de acolo a stat în ploaie pentru noi, un lucru care ne-a impresionat foarte tare pentru o trupă debutantă. Să-ți vină un public de aproximativ pe ploaie, cred că erau 100 de persoane, dacă nu mai bine. Da, dacă nu mă înșel, la voi a fost cel mai numeros public. A fost cel mai numeros. Dacă nu cel mai numeros, cel mai activ. Exact. Și vreau să spun că asta nu s-a întâmplat de la început, s-a întâmplat pe parcurs, ceea ce înseamnă că noi am convins. Și asta prin atitudinea noastră, și aici aș vrea să laud profesionalismul colegilor mei, care n-au lăsat să se înțeleagă ceea ce se întâmplă pe scenă. Pe față, vă zic eu că s-a auzit bine. Eu am wireless de chitară și merg în față și aud cum se aude. Pe față s-a auzit foarte bine, pe scenă n-am auzit nimic. Și asta e o problemă care se întâmplă destul de des. Dar asta e mai mult o bucătărie a artiștilor și a inginerilor de sunet. În schimb, vreau să spun de exemplu că acum suntem oameni diferiți și normal să percepem diferit. Mie mi s-a părut cel mai bun concert pe care l-am avut noi din punct de vedere al energiei pe care am degajat-o și a faptului că am mișcat o masă pe care am reușit să o manipulăm în sensul bun al cuvântului. În sensul în care toată energia care mergea acolo, care mergea în fața scenei, se întorcea înzecit la noi. Și nu exagerez. Mie așa mi s-a părut și pun pariu că mai sunt oameni care cred același lucru, să zic ce zice Teo. Da, mie mi-a plăcut foarte mult concertul de la Cernavodă, tot așa cu, cum a spus și Gomez, cu aceleași plângeri, ca să zic așa. În schimb, cel mai impresionant concert pentru mine, ca să terminăm cu lucrurile rele, a fost cel de la Predeal, East European Motor Show. De ce? Pentru că a fost și primul meu concert. Eu sunt din ce lună? Din iulie, în trupă, deci de aproximativ jumătate de an.
Da, și la Predeal am avut primul meu concert, s-a auzit super ok, a fost foarte frumos, lumea, feedback-ul pe care îl primeam de la oameni a fost extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult. Concerte frumoase, cred că fiecare concert a avut câte ceva bun și poate și mici părți rele, dar bine, eu am rămas cu ce e bun. Nu trebuie să uităm de concertul de lansare, albumului. Concertul de lansare, din păcate, eu nu am fost la lansarea albumului, dar... Da, și acolo a fost o energie la următorul foarte, album. Foarte mare. Bine, a fost un tip de energie, au fost foarte mulți oameni atunci, un alt tip de energie decât la Cernavodă, dar... Toate concertele au fost unice în felul lor. Fiecare separat a avut ceva specific. Și în fiecare concert am descoperit câte ceva și am descoperit cum putem fi mai buni, cum trebuie să lucrăm și cât trebuie să muncim mai departe. Și fetele, dacă... Pentru mine tot concertul la lansarea albumului nostru a fost foarte impresionant. M-am bucurat foarte mult când am văzut LMC-ul plin de oameni care săreau pe ritmul nostru și erau acolo cu noi. Fetele erau toate urcate pe umerii băieților. Apropo, a fost foarte fiind frumos. Organizatorul acelui concert, au fost aproximativ 700 de persoane în sală atunci. Da, foarte mulți. Și erau toți cu noi acolo. Asta am simțit, o energie pozitivă și mi-a plăcut foarte mult. Am plecat după concertul acela absolut... Parcă am dormit 3 nopți, așa odihnită, fericită, a fost foarte frumos. Pentru mine tot Predeal rămâne, pentru că m-a reîncărcat concertul ăla. Am avut o acustică extraordinară, o sonorizare nemaipomenită și... Și munții în spatele nostru. Pur și simplu, parcă scena acolo și avea locul și... Toți eram de acolo și oameni pe care nu i-am mai văzut. Mi se pare că a fost primul nostru concert în afară sau printre primele. Oricum printre primele în afară, da. Erau oameni pe care nu i-am mai văzusem și oameni care ne cântau cântecele și erau alături de noi. Ok, păi să aleg ce ne poți spune despre a doua piesă voastră. Haideți să mai urmărim o piesă de-a voastră. Despre The Siege pot să spun că e piesa preferată a lui Gomez. Să zică el. Nu, totul. Ascultăm piesa The Siege. The Siege se numește. Asediu.